ultimul care va fi, nu știu cât va lua, că nu știu câte opriri face. Adică ar trebui să vină așa, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus următorul ar fi 5, da? Plus 5. Și acum, iată că ultima cifră indică și numărul de opriri. Da? Deci când am zis că luăm la 3, 3 opriri. Când la 4, 4 opriri. 5, 5 opriri. Facem suma asta. O puteți face așa, muncind, făcând muncitorești chestia asta. Și constatăm că aici face, nu, cât vine, 5 cu 5, 10 și cu 5, 15, da? Deci 15. Și ca să o bucurați pe ea, mai ales atunci când reușiți să faceți grupe de câte două, să fie număr par, este foarte important. Deci dacă aș fi fost număr par, și am 1 cu 4 fac 5, 2 cu 3 fac 5, 5 cu 5, 10, da? Sau altfel, până aici știm suma, 15, am plus încă 1, 6 plus 7 plus 8, da? Și plus 9, să vedem la 15 cât am mai adăugat. Și sesizăm că mai adăugăm cât vine aici, 6 și cu 9, 15. 15, 30, 45. Am făcut 45. Opa, gata. Deci este egal cu 45, da? Și ei îi poți transmite, te transmite, iată, și mai din două cifre s-a făcut 15 și încă dată 15 și în final 45 este rezolvat. Ei, acum, în loc să adunăm 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 și câte un pic și să adunăm și să vedem când se prinde cu 45, dacă ne opream la 8, nu aveam 45, nu? Și la 9 dăm exact pentru 45, dacă mă adunăm, îl depășim. Și atunci rămâne așa. Dar dacă aici este momentul când puteți să încercați. În loc să adunăm așa, zicem 1 și cu 9, 10. 2 și cu 8, 10. 3 și cu 7, adunări rapide. Un antrenament ca să fac de-a de 10. Și câți fac de-a de 10? 40 și cu 5, 45, care rămân să se rămâne adunat. Și asta a zis sumul Gauss, cum urmează să fie la dune. Ei, și acum pe chestia asta, vă jucați și mergeți mai departe. Ia să adunăm toate numerele de la 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus puncte, puncte, cea mai departe plus 23. Egal cu. M-am întrebat 23, m-am luat 17, 23, nu? Facă 30. Și atunci, cine se află în fața 23? 22. Și așa este lucru important, dacă simte că puncte, puncte, acolo sunt toate numele consecutive, pe care nu le-am mai dorit să le strâng, fiind de număr mare. De aceea, cu puncte, puncte, obișnuiți-o și voi. Și acum, iarăși 20, iarăși 30, nu 30. Și întrebarea este câte grupe de 30 facem, să vadă ea că numărul, dacă de câți termeni sunt în sumă, de la 23, de la 7 la 10 sunt, iată, 10 minus 7, 3 plus 1, că luăm și capetele, încă o chestie importantă, că luăm și pe 7 și pe 10, și atunci, iată, observăm și acest lucru, așa va face de 7, 10 minus 7, 3 și 1, 4, 23 minus 7, nu? Face 16, plus 1, 17 numere. Deci câte grupe de acestea vor face? Nu? Deci câte grupe facem de acestea? După ce am făcut diferența, 17, nu sunt parte exact, dar facem cât tot așa. Am zis eu 23, 7, 16, da, 16 sunt parte exact la 3, la 2 și 8 grupe de acestea. Ne putem construi 9, nu știu ce, 8 grupe, 4 jos, 4 deasupra
Și în felul ăsta aș dă seama cum e mai bine de făcut, când sunt multe. De aceea, primul cursul ultimul, oricâți termeni sunt, împărțit la doi. Ca să vă iasă treaba, repet, foarte bine, după ce a înțeles problemuța de aici, că sunt nouă opriri, exersăm și mai lucrăm și așa ceva mai departe. Sigur că nu numai consecutiv și din 2 în 2, da? Puteți să începeți până 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, cât face. Iarăși are șansa să fac grupajele astea, 2 cu 10, 4 cu 8, așa. Și dacă ăsta rămâne la dușul la sfârșit, că l-a rămas trist, nu? Când sunt în număr egal de termeni, atunci face toate grupurile. Și înmulțește cu câte sunt două, trei grupe, le adună repetat, mai bine pe urmă le înmulțește. Deci dați drumul și pe partea asta cu tabla mulțimii. Dacă au nevoie practică, ea simte că își ușurează munca dacă face chestia asta. Tabla mulțimii să vină ca o necesitate, ea să fie în cea care să dorească asta. Așa. O carte are rupt niște pagini. Când privim pe prima parte, vedem 12. Deci, 12 aici și pe partea cealaltă vedem, vedem 21. Câte pagini sunt rupte? Iarăși pornim, tot așa. Pagina asta e 12, pagina cealaltă e 14. Se poate asta? Adică să zicească numai o pagină? Păi nu, că sunt toate foile de acolo. Adică o foaie are două pagini. Una, două. Una, două. Deci trebuie măcar două pagini. Adică aici, dacă e 12, dincolo trebuie să fie cât? 15, da? Ca să lipsească 13 și 14. 15, să zicem, da? Pe pagina aceea. O lipse foaia, lipsește 13 și 14. Facem concret. Da? Ei bine, aici 15 minus 12, 3, da? 3 nu se împarte exact în 2, dar dacă ar fost 4, nu? Cu unul mai puțin, atunci mi-aș fi dat seama că e vorba de o singură foaie lipsește. De aceea scădem unul din diferența asta. Iată aici. 21 minus 12. Da? 21 minus 12 face cât? 13, nu? 13, cât să zic eu. 9. 9. Și cu 12 fac 21. E, nu-s 9. Nu poate împărți la... Dacă ar fost 8, dar n-are cum să fie 8. Am spus că din experimentul de aici. Deci, din ăsta scădem unul după ce am... și pe unul împărțim la 2. Așadar, ar fi fost 14, scăzut 1, 14 împărțit, minus 12 face 2, 2 împărțit la 2 face 1. Adică o pagină. Aici 21 minus 1 acela face 20, împărțit la 20... minus 12 face 8, împărțit la 2, 4 pagini. 4 pagini. Da? Repet, plecați de la experimentul 12, 14. Nu-i posibil 14. Crecește 13 și 14. Deci, din 2 în 2. Din 2 în 2. 12, dar cele două spații, pagina următoare, deci două lipsesc, 13 și 14, 15. Deci trebuie luat în seamă. Și așa, jucându-vă, veți putea da un spațiu mult mai larg și acolo ea va putea spune rapid câte... Abia atunci, nu numai, am răspuns la problemă, asta vreau să insist. Nu vă opriți la am rezolvat problema și a plecat mai departe. Trebuia să înțeleagă bine, sau dacă sugerăm numai chestia asta, că facem cu numai puțin, scădem, împărțim, e al noastră, mintea noastră, gândirea asta. Dar aia nu. Nu, ea trebuie să ajungă să simte ea problema. Cum s-a întâmplat asta? Iată cum se întâmplă. Plecând de la cazurile mai apropiate, spații mici, se observe că sunt două pagini,
dacă am zis între 14, între 12 și 15 are rost, da? Între 12 și 15 are rost problema. De partea asta văd 12 și partea asta văd 15. Lipsește 13 și 14. Între 12 și, fiindcă mai vreau încă două numere, și 17. Între 12 și 17, câte pagini lipsește? Grupe de câte două, da? Sunt două pagini acolo. 14 și 15, 16, deci 13 și 14, 15 și 16. Cele două care. Și putem să spunem, e vorba de 14, de 13 și 14, 15 și 16. Și așa, exersând, înțelegând, mergem mai departe. Deci facem cât se poate de atent, câte un pas, doar câte un pas. Nu dăm răspunsul și am scăpat de problemă. Nu. Trebuie zăbovit până când ea înțelege foarte, foarte bine. Nici nu știți ce lucru minunat faceți dacă o determinați să spună ea, dar între și între. Câte sunt? Dar între și între. Da? Este, dacă vreți, exercițiul cu numere pare și numere impare. Numai că acum le vrem pe toate. Și pare și impare. Da? Multă grupe de câte două. Grupe de câte două. Acum depinde și pe pagina asta cu cât vedem. Asta a plecat cu par. Da. Dacă plecăm cu impar pe stânga și impar pe dreapta, vedeți dacă asta e posibil, gândind tot felul de variante, încât să știind că plecăm cu 1-2 pe pagină, 1-2, par pe stânga, impar pe dreapta, atunci, de aici plecând, dacă pe fața asta stângă avem numele impare și pe asta pare, apoi când am vrut foaia, mi-a rămas, nu? Partea dreaptă a paginii a foii date. Și de aceea par tot timpul aici. De aceea am pornit autorul cu 12. Ăsta e și motivul. Iată, puteți să întrebați, putem, după ce am rupt foile, să avem scris în stânga un număr impar? Iată. Da? Am rupt. Iată o problemă. Când am rupt, există posibilitatea ca în partea stângă să apară număr impar și în partea dreaptă să apară număr par? Sau amândouă și în stânga și dreapta impare? Începe o problemă interesantă. Da? Deci când am luat foile și am privesc în stânga, îi posibil să am și numele impare. De ce? Nu, dacă da sau nu, discuții cu toate. Și facem uitându-se pe pagini și să se explice ea de ce. Petru se joacă cu mașinuțile având culorile roșu, verde, galben și albastru. Deci roșu, verde, galben și albastru. Roșu, verde, galben și roșu, verde, alb, alb și galben. Alb și galben, da. El a ajuns într-o ordine încât să fie îndeplinită condițiile. El a ajuns într-o ordine. Mașina verde nu este nici prima, nici ultima. Deci, cum le așează el, uitați așa le așează, cam mașinuțele, și verdele nu nici prima, nici ultima. Nici prima, haideți să zicem aici, așa ar fi sensul, prima, a doua, a treia și a patra. Deci, verdele nu nici aici, nici aici. Mașina galbenă nu este nici lângă cea albă și nici lângă cea roșie. Galbena nu vrea. Și prima mașină este albă. Păi, atunci spun și eu alb. Alb. Verdea nu-i nici prima, păi nu, e ocupată.
nici ultima. Verdea nu are voie să fie aici. Verde poate să fie în astea două. Nu știu unde. Coi pune aici, coi pune din coace, n-am altă informație mai bună. Ce mai spune? Galbena. Galbena. Nu este nici lângă cea albă, nu-i vecină nici cu alba și nici cu roșia. Deci galbena nu pot să o pun aici. Galbena nu pot pune aici, ca fi vecină cu alba. Și dacă aș pune pe galbena aici, n-am voie. Galbena aici, obligatoriu verde aici. Deci obligatoriu verde. Că verde doar are să două poziții are. Dacă eu ocup galbena aici, verde aici, atunci roșie aici. Nu are voie să fie lângă roșie. Asta înseamnă că pe roșia de aici, deci nu pot pune galbena aici, ci am să las pe verde aici, am să pun roșie aici, ca să nu fie și galbena la sfârșit. Ia uitați-vă acum. Galbena nu-i vecină cu alba, nici cu roșia. Foarte tare. Poate să fie vecină cu verdea. Da. E verdea, am spus că nu-i nici prima, nici ultima. Foarte bine. Deci verde putea să ocupe aceste două poziții, dar galbena spune că nu-i vecină cu alba. Dacă nu-i vecină cu alba, am pus-o aici, dar vine cu roșia vecină. Și deci de aceea trebuie să fie galbena tocmai la sfârșit, iar roșia să fie a doua mașină. Iată, aceste poziții sunt îndeplinite, dar tot așa. Ce aș încerca eu aici? Să citească ea cu foarte, foarte multă atenție și să înțeleagă ea problema. Da? Deci nu grăbim. Ce am făcut acum, am făcut în fuga cea mare. Da? Mă și grăbesc drept, dar Adi și cu Aura, încercați aici să... Bun, poziționarea albii este făcută. Verdea n-are voie prima nici ultima. Astea două spații sunt. Și aici, prin excludere, dacă aș pune pe verdea aici, atunci galbena ar fi aici, sau în partea asta altă, și roșia unde ar veni? Aici. Și ar fi lângă roșu. Galbenă cu roșu ar trebui să fie vecine și nu au voie. Și de aceea, verdea și ocupă poziția asta, roșia vine aici și galbenă vine la sfârșit, da? Analize atente, dar pe jucați cu niște cubulețe acolo, cu ca și cum mașinuțele ar fi acestea, dar poate chiar aveți mașinuțele astea, în mod sigur, dacă nu se poate, acolo uitați la zona cu jucării și le găsiți. Și la altă și pe Victor aici. Dar are voie să fie în asta, nu? Alba rămâne acolo și celelalte trei spații, cu cele trei le ocupați după cerințele probleme. Apoi urmează aici o problemuță care spune așa. Eu n-am să fac inimioară plus triunghi. Pătrat plus triunghi plus triunghi umplut, uite așa, egal cu 4. Triunghi umplut plus triunghi gol este egal cu 8. Și triunghi plus triunghi, triunghi plus triunghi umplut, este egal cu 6. Și dreptunghiul plus triunghiul gol este egal cu maiuțică. Egal cu... Da? Cu... figurina asta. E, întrebarea este ce valoare are asta? Cine este asta? Cât este? Din toate patru relații la mine. Păi, aici, cum gândim? Cred că secretul este de aici. Asta și cu asta fac 6. Sunt două la fel. Una singură este egal cu 3, da? Că 3 și cu 3 fac 6. Dacă am aflat-o pe asta 3, viu aici și locuiesc și figurile asta fiind 3, asta este 1, da? 1. Deci rezultă de aici că dreptul este 1. Iată că am aflat 1 plus
Acum, triunghiul plus ăsta gol, deci l-am aflat pe ceva. Da, adică ăsta înseamnă 1. Triunghiul care era 3, plus ăsta fac 8. Deci rezultă cine este așa ceva, triunghiul gol, decât 5, da? Egal cu 5. Și acum, dacă știu că la 5 pe ăsta, nu? Ăsta 5, iată 5 aici, 5 și 1, 5 plus 1 egal cu răspunsul, egal cu 6. Iată că l-am găsit, da? Deci acolo e ușor așa, este vorba de relația de adunare și când știm rezultatul și nu știm unul din termeni, scăderea, da? Apoi, avem următoarea tablă pe scrisă. 32 plus 14 plus 2 plus 21 este egal cu 94. Zice, a uitat să scrie o cifră. Ce cifră a uitat să scrie? Aici eu le-aș aduna pe ăsta pe ei, da? 32 cu 14 și cu 21. Și observăm că face 46, 87. Deci așa fac 87. Sper că am făcut bine, nu? 46. Deci 46 și cu 20, 67. 67. 67. Bun. Dar că 67 fac, atunci scădem 67 din 94, 7 și 27. Ei, vedeți, diferența e de 27. Și din clipa în care am cifra 2, cifra care lipsește nu e în față 72, ci 27. 2 este, ăsta este. 7 de acela. Ce cifră lipsește? Simplu, 7. Da? 7 este cifra care lipsește. Ia, ca să ducă la 27. Termină așa această problemă. Sigur, aici ne mai putem juca cu mai multe numere, cu alte situații de aceea, unde să fie, cine lipsește, ca antrenament pentru scăderi, cu cât sunt 3, 4, 5 numere mai multe, faci suma totală, vede ce. Da. Chiar aș putea să las două cifre, să fie distanța de 27 și un 9. 27 și un 19, sau știu eu, de tipul ăsta. Încât să completeze nu numai un singur număr, cum a fost aici, ci să fie nevoie de două numere. Dar gândiți acolo cu atenție și vedeți exact, având două posibilități, care și cum, numărul de 10, aici intră și aproximează și evaluează din ce are acolo, ca o cifră și unde să o pună, ce să se întâmple. Vedeți, se pot organiza probleme frumoase. Aici a fost destul de simpluță. Apoi vorbește de numărul polidrom, număr polidrom, acela care poate fi citit și din stânga de dreapta, se dea la fel, mă, este 240 bări. 240 bări, da? 242. Care citit și din stânga de dreapta, la fel arată. Și între 11 și 50, câte numere impare sunt aici? Polidrome. De la 11 până la 50. Aș avea un 22, aș avea pe 33 și pe 44. Da? De la 11 până la 50. E ușor de văzut, doar 33 este cel care interesează. Și aici aș mai încerca să măresc spațiul, să văd mai multe variante. Dacă mă duc și la ordinul sutelor, e ieșit să trebuie, adică, să spun, la 11 până la 150. Care sunt numerele acelea? Sau dintre 100 și 150. Chiar așa.
100, 100 și 150. Care sunt numele cele care citești din stânga și de dreapta, la fel. O să vedeți că sunt destul de multe și frumoase și interesante. Pe toate, dacă vi se sizează, este un lucru important. Cam asta a fost. Sigur că discuțiile pot fi lărgite, pot fi formulate și alte probleme, dar esențial, adică ora, esențial este ca la una, acolo când te oprești, să insiști între atâta, încât ea să fie, să plece cu greu de lângă ieșitul acela. Că tot să-și pune și ea întrebări, dar dacă ar fi așa, dar dacă ar fi așa, atunci rezultatul este cel mai bun cu putință, pentru că mai târziu, când o să apară problemele acestea, ea va îndrăzni să, și asta e important, ea să îndrăznească probleme. Ea să poată să le spargă. Deci ea să fie cea care spune, nu, stop, mi-a zis, bubule, greșit. Nu, greșit acolo. Așa este. La revedere!